Da, bă, fraților, Radaslavescu nu vrea să plece nici în ruptul capului de la, de la FCSB. Gigi a încercat de multe ori să-l dea la, la, echipe din Superliga împrumut, dar jucătorul venit de la Faru nu vrea să plece nici cum. Radaslavescu, fraților, 19 ani are, parcă e de o veșnicie la, la FCSB, anul acesta va face 20 de ani. A spus că vrea să muncească din ce în ce mai mult și să prindă un loc în echipă. Mie e cam greu să cred asta, pentru că e greu să iei locul la, la jucători buni de la, de la FCSB pe posturile unde joacă Rada Slavescu fraților. E foarte frustrant la 19 ani, îți dai seama să nu, să nu joci foarte, foarte puține minute are la, la FCSB. Bă, înțeleg, ești pe final de carieră, 34-35 de ani și stai pe salar și pe asta. Bă, dar să ai 19 ani și anul ăsta faci, faci 20 să nu pleci, i-a zici, Gigi, du-te bă la Botoșani, du-te să joci acolo. A zis Gigi, bă, nu vrea să plece. Bine, tată, atunci nu te oblig, i-a spus. Are contract cu noi până în 2027, fraților. Radaslavescu a ajuns în august 2022 de la Faru, fotbalistul în vârstă de 19 ani, așa cum v-am spus. Gigi a dat 850.000 de euro pe jucător, care a bifat 26 de meciuri la, la echipa lui Hagi. Mai degrabă a dezamăgit 34 de apariții și doar două goluri la, la, noi, fraților. Vă dați seama, în 34 de meciuri am marcat două goluri, dar nu știu când a jucat astea 34 de meciuri, adunate toate. Abarnam n că nu mai, nu mai înțeleg nimic. Mă așteptăm și noi ceva știri noi în decursul zilei de astăzi și de mâine și chiar în weekend să vedem ce se mai, ce se mai întâmplă la echipă. Până atunci, fraților, vă doresc o seară plăcută să aveți. Nu uitați de o apreciere, să salvați clipul să dați și o distribuire dacă aveți plăcere și un comentariu. Vă pupă fratele vostru, Doamne ajută!